Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să pregătim astăzi împreună o plachie de pește, așa cum o fac pescarii dobrogeni. Este rețeta pe care o am de la familia mea dobrogeană. Voi folosi pește de genul care este prins la undiță. Eu am aici mreană, babușcă și roșioară. Puteți folosi orice fel de pește. Se poate folosi și pește mare, gen crab, singer, novac, som și așa mai departe. Dar se poate folosi și un pește mai micuț, așa cum este acesta prins la undiță. Vă spun sincer că mie cel mai mult îmi place plachia făcută din caras sau din acest pește prins la undiță. Mi se pare că e mai dulce. Ce ne trebuie pentru rețeta de plachie dobrogeană? 1 kg de pește curățat, cântărit, fără intestine, fără urechi sau branhii, l-am curățat de solzi și spalat foarte bine, inclusiv în interior. Mai avem nevoie de 600 de grame de ceapă, tăiată solzișori, un ardei gras mare. Dacă ardeiul gras este roșu, plachia va fi mai dulce. Dacă este verde, va fi ușor amăruie. Alegeți ce vă place. O lingură cu vârf. Eu am aici pastă de ardei cu roșii. Sau puteți folosi un 500 de ml de suc de roșii sau 4-5 roșii foarte bine coapte, proaspete. 1-2 morcovei frageți, tineri, tăiați rondele, 50 de ml de vin alb, 2-3 linguri, 4 maxim de ulei, nu foarte mult ulei, un vârf de cuțit de zahăr, acesta este un mic secret la plachia de pește, 3-4 căței de usturoi, piper, sare, cimbru, mărar și pătrunjel verde. Eu am aici mărar uscat pentru că nu am verde. Cum procedăm mai departe? Punem uleiul într-o tigaie. Adăugăm ceapa. Morcovul și ardeiul gras. După 5 minute, adăugăm puțină apă, cam 50 de ml, nu mai mult. Și lăsăm să se înmoaie ceapa. Când ceapa este înmuiată, adăugăm și pasta de ardei sau roșii. Lăsăm timp de 5-10 minute să clocotească împreună. Ce frumos mirase! Am așezat peștele într-o tavă de copt. Punem sare acum. O linguriță cu vârf. Usturoiul. O frunză de dafin. Nu este obligatoriu să folosiți dafin, dar este cea care dă o parte din aromă. Piper, o jumătate de linguriță rasă. Cimbru, o jumătate de linguriță rasă. La sos aici vom adăuga o jumătate de linguriță rasă de zahăr. Turnăm sosul peste pește. Adăugăm puțină apă, nu foarte multă. Cam 150-200 ml de apă, vedeți? Numai cât să acopere peștele.
Acum, sunt gospodine care înainte prăjesc puțin peștele. Peștele se poate da prin făină sau nu și se prăjește puțin pe o parte și pe cealaltă în ulei până capătă o culoare ușor aurie. Nu se prăjește de tot, ci foarte puțin. Eu prefer să sar peste această parte și să pun peștele crud. Prefer o variantă ușor mai light, mai blândă cu fierea și ficatul. Acum, ori se pune capac dacă aveți o cratiță cu capac, ori se învelește cu folie de aluminiu și mergem la cuptor. Temperatura de coacere este undeva la 220 de grade pentru 30-40 de minute, până când vedem că legumele sunt moi și peștele este bine pătruns. Peștele fierbe foarte repede, nu are nevoie mai mult de 15 minute. Dar ca să se uniformizeze totul, punem așa, spre final, vom lăsa cu folie de aluminiu pentru 30 de minute, apoi scoatem folia de aluminiu, turnăm vinul și mai lăsăm încă 10 minute să se rumenească totul foarte frumos. Poftiți la masă, plachia este gata. Nu este nimic sofisticat, doar simplu și bun. Vă invit să probați rețeta, să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit. Miroase extraordinar de bine, serviți alături mămăliguță sau pâine proaspătă. Ce doriți? Este bună în ambele variante. Rețeta este simplă, sănătoasă și gustoasă. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă aștept să mai gătim împreună și alte rețete delicioase. La revedere!